Salutare! Sunt Robert și vreau să vă vorbesc în materialul ăsta. Care este diferența dintre iubire și compasiune? Și ceea ce o să auziți în ceea ce o să vă spun, nu prea cred că ați auzit prin altă parte, pentru că... Dar spuneți-mi asta în comentarii dacă ați auzit prin altă parte. Pentru că sunt puțini oameni care înțeleg lucrurile în felul ăsta. Eu n-am auzit chestia asta până acum, e o chestie pe care am înțeles-o eu și vreau să vă spun și vouă, ca să vă dați seama că am... care e diferența dintre cele două. Și de ce e importantă diferența asta? Că asta este chestiunea mai interesantă, din punctul meu de vedere. Iubirea, așa cum este ea propovăduită de către religia creștină, știm toți că religia creștină țintește inima omului. Țintește inima omului ca prin iubire, prin inimă, omul să poată evolua spiritual și să ajungă la mântuire. Iubirea este, este ingredientul principal în religia creștină. Da? Iubirea ține de inimă, ține de sentiment. E un sentiment care există în inimă. Adică nu poți să-l simți cu creierul, îl simți cu inima. E un sentiment uman ca multe alte sentimente, bucurie, ură. da. E un sentiment care se simte în inimă. Compasiunea, pe de altă parte, nu este legată de inimă, este legată de creier. Compasiunea înseamnă dorința de a ajuta pe cineva care este în suferință. Este legată mai mult de a identifica suferința respectivă, de a vedea adevărul, de a vedea uh, faptul că persoana respectivă este în suferință, de a înțelege că este în suferință, deci. Are o foarte mare legătură cu creierul, nu cu inima. Da? Deci e legată de creier. Bun. Acum, în momentul în care evoluezi spiritual și te duci la niște niveluri și te mântui, iluminezi cum vrei tu să-i spui, practic corpul fizic nu mai există. Există doar corp energetic. Da? Una din condițiile ca să poți să ajunge acolo este să nu mai ai sentimente. Asta, asta este una din condiții. Adică este o condiție uh, de respingere ca să zic așa. Adică nu poți evolua dacă tu în continuare ai sentimente umane. Da? Deci iluminarea presupune uh, lăsarea tuturor sentimentelor umane, a atașamentelor, a tot ce este omenesc în spate. Da? Bun. Oamenii ăia, ființele alea de energetice, nu au plămâni nu au inimă, nu au sânge, nu au rinichi, nu au, nu au nimic practic care să fie legat de corpul uman. Pentru că nu le trebuie. Toate organele astea de care am discutat sunt strâns legate de funcționarea corpului uman. Nu mai e corp uman, el nu ți mai trebuie. Acele ființe însă au o structură asemănătoare cu creierul uman pentru că ele gândesc, raționează. Acele ființe fac raționamente, fac procese de gândire. Da? Deci, practic, singurul organ din corpul omenesc care are legătură sau are un corespondent la ființele astea este creierul, mintea, conștiința. Da? Este singurul organ omenesc care are o astfel de corespondență. Și ar mai fi și ochii, dar acolo discutăm de un al treilea ochi, de ochiul spiritual, el se cheamă Tianmu în chineză, în practicile chinezești, dar e o, cu tot o altă structură, nu este structura ochiului fizic, deci nu e un corespondent cumva al ochiului fizic. Da? Bun, deci cam asta, cam asta, este, sing singur cam asta este singurul organ major care are legătură și are un corespondent dincolo. Da? Nemai având inimă și nemai având sentimente, în momentul în care tu ai ajuns în, la nivelurile respective, practic orice principiu care stă la baza unei căi de cultivare sau religii, care se bazează pe iubire, pe sentimentul de iubire, nu-și mai are fundamentul. Nu mai există. Pentru că nu mai ai inimă. Pentru că nu mai ai sentimente. Deci, practic, nivelul la care tu, tu ai rămas e ăla la care te-ai dus acolo. Pentru că a încercat să evoluezi. Pe baza principiilor pe care le-ai avut în calea de cultivare sau religia, în spesă religia creștină, nu mai funcționează. Pentru că nu mai există sentimente. Ea a funcționat până acolo. De acolo încolo nu mai funcționează. La compasiune, în schimb, lucrurile stau cu totul diferit. Pentru că compasiunea funcționează și după. Deci, practic, toate principiile și regulile care au stat la baza unei religii. Care este sau căi de cultivare care este bazată pe compasiune, se duce cu tine, se duce mai sus. Și tu poți evolua mai departe în cale, în, în evoluția ta spirituală, folosind aceeași cale de cultivare și religie sau principiile, pe care, au, principiile care au stat la baza căi de cultivare sau religiei, care are la bază compasiunea. Asta este diferența fundamentală dintre compasiune și iubire, din punctul meu de vedere. Și asta este diferența fundamentală dintre religiile și căile de cultivare bazate pe compasiune și pe iubire, pe, pe compasiune, versus cele bazate pe iubire. Religia creștină mai e o problemă, din punctul meu de vedere. Tu te poți mântui sau poți să-ți tranșezi condiția de umană, de reîncarnare, să zic așa, doar prin unirea cu Isus. Doar prin unirea cu... Asta este ceea ce spune religia creștină. Dacă tu ai evoluat și ai ajuns la un anume nivel, doar prin unirea cu o ființă superioară, tu nu te poți duce mai sus decât există, decât, ex... decât... decât nivelul la care e ființa respectivă. De ce? Pentru că ești unit cu El. Adică înălțarea, iluminarea, mântuirea ta s-a făcut prin condiția asta. Practic, tu nu mai poți evolua mai sus de atât. În căile celelalte, în care nu este necesară o astfel de unire și evoluția se, se produce datorită activităților tale, fără a te uni și fără a te, a te lega cu cineva, practic, ești nelimitat în a evolua spiritual. E important asta. Nu știu dacă este important. Dar trebuie să înțelegem un pic cam cum funcționează chestia asta. Asta a fost scopul, nu? Că religia creștină ar fi rea și budismul bun sau taoismul bun sau celălalt. Da? Ci doar să înțelegem lucrurile. Atât a tot. Da? Pentru că, până la urmă, dacă scopul este mântuirea, iluminarea, toate sunt ok. Dacă vrei mai mult de atâta și scopul este altul, ajungerea la desăvârșire, de exemplu, acolo e o altă discuție. Desăvârșirea fiind locul unde ai fost tu creat. Adică să ajungi la nivelul spiritual acolo unde ai fost tu creat. Pentru că tu s-ar putea să nu fi fost creat în raiul creștinilor. La un nivel spiritual jos. Nu e jos, dar e mai jos decât altele. Și mai sus decât altele. Da? Tu s-ar putea să fi fost creat la un nivel mai sus. Și atunci, dacă vrei să ajungi acolo, e mai complicat. Da? Cam asta este explicația, cam asta am înțeles eu și cam astea sunt uh, lucrurile pe care le văd eu. Interesează, sunt interesante. Mai e un aspect pe care, uh, pe care, care trebuie menționat. Sunt anumite căi de cultivare, de exemplu, cum cu dafa, care vizează in mintea practicantului. Da? O astfel de cale de cultivare se poate folosi și după ce tu ai ajuns la iluminare, mântuire, la cum vrei tu să-i spui. Cele două nu sunt, nu sunt asemănătoare, dar sunt pe acolo. Poate o să vă explic la un moment dat. Dacă vă interesează. Spuneți în comentarii dacă vă interesează. Da? Deci, Falun Dafa țintește mintea. Toate principiile și toate regulile care sunt uh, construite în Falun Dafa sunt pentru minte. Deci, practic, este o cale de cultivare pe care o poți folosi și după aia, pentru că mintea trascende evoluția spirituală. Și la orice nivel ai vrea tu să te duci, mintea merge cu tine. Și ești acolo. Da? Cam astea sunt diferențele. Acum, dacă e important sau nu e important, rămâne să hotărâți voi și să vedeți voi despre ce este vorba. Mulțumesc, cam atât. La revedere!